Salut! Sunt Robert și în filmul ăsta vreau să-ți explic să-ți povestesc de fapt de ce e bine să știi să faci cât mai multe lucruri în viață. Pentru că există o tendință la momentul actual ca societatea și companiile să încurajeze oamenii să fie foarte buni pe o chestie extrem de mică. Adică să facă un singur lucru pe care să-l facă foarte bine. Ceea ce nu e foarte bine din punctul meu de vedere, uh, și o să-ți explic în filmulețul ăsta de ce nu este foarte bine chestia asta, uh, unii dintre voi și probabil cei mai tineri considerați că chestia aia e ok că așa se dezvoltă societatea. Da, așa este. Așa se dezvoltă societatea, asta văd, văd și vor companiile, vor oameni specializați pe o bucată cât mai mică, pentru că super specializați dacă se poate și o să vă explic de ce, dar pentru tine ca om chestia asta nu este, nu este ok. <coughs> și dacă te uiți până la final la filmulețul ăsta o să înțelegi de ce nu este foarte ok să, sau să mă asculti că îl fac și podcast pe asta. O să înțelegi de ce nu e foarte ok să faci chestia asta. De ce nu e foarte ok pentru tine ca om să faci asta înainte, și zic asta cumva acum 30-40 de ani, oamenii știau să facă mai multe lucruri, nu la un nivel foarte mare. Adică oricine știa să bată un cui, să taie un lemn, să facă ciment, să-și facă ceva pe lângă casă, să desfacă un radio, să desfacă o sculă mecanică și să o repare, știau tot felul de lucruri. Acum nu se mai întâmplă treaba asta și oamenii nu mai știu să facă decât niște chestii foarte specializate, dar unii dintre ei știu să le facă foarte bine, pentru că nu toți știu să facă asta. De ce societatea încurajează asta? Societatea și companiile încurajează asta pentru că în momentul în care tu faci o chestie, ești specializat pe o chestie foarte mică, de exemplu, cum să trimiți mail la clienți. Da? Tu ești foarte bun pe chestia aia. E o chestie extrem de mică, care e posibil ca la momentul ăsta să aibă cerere. Uh, tu în momentul când ești specializat pe chestia aia și lucrezi la o companie, compania respectivă uh, s-ar putea să nu te plătească cu niște bani foarte mulți. De ce? Pentru că e foarte greu să te miști. Adică e foarte greu să-ți găsești de muncă în altă parte. Adică poți să-ți găsești de lucru la concurență, ne mai știți să faci altceva, e foarte greu să schimbi domeniu, și e foarte greu să-ți găsești de muncă în alt domeniu. Și atunci, în condițiile astea, tu ești cumva captiv acolo, adică nu o să pleci, pentru că ți se pare că e tot ok acolo și că ești plătit ok, pentru că nu găsești în altă parte, e greu să-și găsești un alt job și tot așa. Asta înseamnă că nu o să fii plătit la, la adevărata ta valoare, oricât și s-ar părea ție că se întâmplă chestia asta, pentru că nu ai posibilitatea de a pleca și compania știe asta. De asta companiile doresc oameni foarte specializați pe o chestie extrem de gust. Și o să vă pun un grafic aici, undeva pe sus, pe unde am loc. Da? Versus, în momentul când știi să faci mai multe lucruri, nu ești atât de specializat pentru că, de fapt, o să constați de-a lungul vieții că nu trebuie să fii extrem de specializat și că nu trebuie să faci lucrurile alea la nivel de nasă ca să, ca, să, ca să obții ceva în viața asta. Da? Și atunci e bine să faci mai multe lucruri, nu atât de specializat, dar să ai o gamă mai mare de a alege din lucrurile respective. Asta îți va da libertatea de a te putea mișca mult mai ușor decât dacă ești foarte specializat și de a găsi joburi în cu totul alte domenii și în totul alte zone care cresc, care e posibil să crească în viața asta, pentru că viața asta dar noastră de muncă durează vreo 40 de ani, 45 de ani, și în 45 de ani se pot schimba multe, adică domeniul în care tu ai activat la început e foarte posibil să scadă în următorii 10 ani și să crească alte domenii în care tu nu ești specializat și nu vei putea să te duci acolo. Ți-a seama că nu va fi foarte bine pentru tine dacă nu vei face treaba asta și dacă nu vei fi specializat în mai multe domenii. Și o să întreb cum să faci asta. Păi e foarte simplu. Dacă ai niște hobby-uri, dezvoltă-le. Ocupă-te de ele. Alocă Cred că sfatul cel mai bun pe care îl dau la toată lumea este să aloce o oră pe zi, nu mai mult. O oră pe zi, zi de zi, să dezvolte astfel de chestii și astfel de hobby-uri, astfel încât la un moment dat să poți alege și să poți să faci switch -ul. da? Către industrii care cresc, către zone care cresc, către joburi care cresc, către antreprenoriat, de exemplu, pentru că în antreprenoriat e foarte bine să știi multe lucruri. Pentru că în felul ăsta vei salva foarte mulți bani, vei putea să alegi niște oameni Vei, vei, fi mult mai ok să alegi oameni pentru că știi ce au făcut oamenii în momentul când vei aprecia munca lor mult mai bine pentru că în momentul când te-ai apucat o să o faci vezi care e nivelul la care o faci tu și o să vă dau un exemplu, de exemplu chestia asta cu videourile da? pe care le fac eu pe aici soția avea impresia că e o, că e o chestie ușoară până când a trebuit să-și facă niște poze să o pună unii pe la o revistă și asta să-și facă pozele alea vreo oră jumate a făcut vreo, cred că vreo 10-15 poze și a zis, bă, nu e ușor ceva Așa este. Pare că e ușor, dar până nu faci tu, nu-ți dai seama cât de greu sau cât de ușor este să faci chestia aia. Da? Faptul că îl vezi pe altul că face foarte ușor și e foarte natural și e foarte în regulă, s-ar putea să se pare, băie, floare de la ureche, de mâine mă apuc și eu. Dar nu e atât de ușor să vorbești în fața unei camere, să știi că te vor, vor auzi o grămadă de oameni, nu e atât de ușor să trăiești cu hate-ul și, cu, și să poți să răspunzi la chestiile astea, pentru că abia după aia urmează toate, toate chestiile. Da? Deci e bine să faci cât mai multe în viață, pentru că în felul ăsta vei, vei învăța mai mult, tu te vei dezvolta ca om. Și uh, cineva zicea la un moment dat că nu contează finalul, contează drumul. Da? Pentru că tu pe drumul ăla înveți foarte mult. Nu contează dacă ai ajuns la final sau nu. Asta e mai puțin important. Dar fă drumurile alea, fă-le tu cu mâna ta, cu capul tău, cu ochii tăi, cu puterile tale, să vezi ce înseamnă să faci aia. Și abia după aia o să încep să apreciez munca altora la adevărata al lor valoare. Bun, cam atât vreau să spun în filmulețul ăsta. Mulțumesc de click pe subscribe și pe clopoțeleste. Am ce YouTube mai bun filmulețe pe aici și te aștept și la altele, pentru că sunt lucruri interesante. Mulțumesc, la revedere.